Tete! Tigirigirigi! Uite că m-a luat de lăbuță, de mânuță! Gata, băi! Bine ai venit acasă! Buenos dias, amigos, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog, băi frățiorii mei! Astăzi o să mergem să luăm o pisică, băi frățiorii mei, de mult voiam chestia asta, de mult îmi doream o pisică și am zis că așteptăm până ne mutăm la apartamentul nostru, dar s-a evit acum o ocazie și nu mai am răbdare. Avem o prietenă care stă la o oră de aici de noi, care vrea să-și dea pisica și, bă, jur, când am văzut-o, era, bă, jur, e atât de frumoasă pisicuța asta, o să vedeți și voi imediat. Și stăteam azi noapte, bă, chiar azi noapte stăteam și mă uitam la pe Facebook. Eu sunt bătrân de ăsta, mai stau pe Facebook din când în când. Bă, și apăreau tot felul de pisicuțe de așa cum se jucau. Și acum am vorbit cu un prieten la telefon și el are două pisici. Bă, și nu știu, m-am zipat foarte, foarte rău să-mi cumpăr o pisică, să am și eu animăluțul meu aici, să mă aștepte acasă, bă, dacă nu mă așteaptă nimeni acasă, măcar să mă aștepte pisicuța mea. Și acum o să mergem, băi, frățiorii mei, să cumpărăm litiere, de-aia, chestii, filme pentru pisicuță. După care o să mergem o oră până în Giurgiu, să luăm pisicuța și o să ne întoarcem acasă, băi, frățiorii mei, cu ea și de-abia aștept să văd. Așa că hai să mai stăm mult de vorbă. Băi frățiorii mei, trecem la treabă. Nu uitați, băi frățiorii mei, să dați acolo un pumn, butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel și let's go! Bun, băi frățiorii mei, am fost aici la magazin, am cumpărat litieră de asta, am cumpărat nisip, am cumpărat mâncare frumos și acum mergem la domnișoara. Avem o oră și 31 de minute până acolo, 69 de kilometri, 69, poate ăsta e un semn, Așa, revenim când avem pisicuța. Bun, băi, frățiorii mei, mai avem vreo 50 de minute, deocamdată suntem doar prin Ferentari, băi, e prima oară când vin aici în Ferentari. Și de-abia aștept să ajungem, sunt foarte, foarte curios cum arată pisicuța, așa că da, hai să trecem de Ferentari și vedem dacă mai trecem. Mai avem, băi, frățiorii mei, 11 minuțele și ne întâlnim pisicuța, băi, de-abia aștept să o văd, este ora 5 și un sfert. În mod normal trebuia să mergem să-l mai ajutăm pe Daniel cu terasa. Am făcut progrese și la terasa, am uitat să vă spun. Trebuia să pun ceva grindă de asta mare, băi, și o țineam în brațe pe scară și a picat băiatul vostru cu tăc cu grindă, cu tăc cu jumătate de terasă după el. Dar o să vă arătăm și terasa. Uitați-vă câte tiruri și câte e coada de tiruri. Ești nebun la cap, băi, o să-mi fie groază să vin înapoi. Sper să fie mai liber un pic când venim înapoi, că nu aș vrea să stau încă 15.000 de ore în mașină. Bun, băi, frățiorii mei, ia uitați pe cine avem noi aici. Băi, ce micuții, cât mâna mea, ești nebun la cap. Ce fastiții. Și gata, băi, oficial el este noul membru al familiei mele. Băi, frățiorii mei, o să fim cei mai buni prieteni. O să mă aștept în fiecare seară acasă. Doamne, dar ce micuț și drăgălaș. Și doamne, că nu pot să cred așa ceva. Uitați-vă la el, acum plânge un pic aici. Mi-a zis fata să-i mai șterg așa ochișorii, pentru că plânge când e mic. Dar... opa, mă rog, hai că ați văzut pachetul de țigări astea, este, uitați-vă, cât un pachet de țigări, ești nebun la cap. Bro, bă, dar ce faci, țițicu? Dar nu știu ce nume să-i pun, bă, ești nebun la cap, nu știu ce nume să-i pun, bă, scrieți în comentarii ce nume să-i punem și dacă o să-mi plac un nume de acolo, chiar o să-l punem. Mă gândeam să-i pun un nume de ăsta amuzant, gen, nu știu, Dorel sau ceva de genul. Dar uitați-vă la el, bă, ce micuț și drăgălaș. Hai, puiul meu, că avem drum lung până acasă, da? Să fii cu minte, da? Dacă nu ești cu minte, te face tati pătigaie, da? Doamne, ce fericit sunt, băi, frățiorii mei. Noul meu prietenaș. Hai să plecăm acasă. Ia uitați-vă, băi, frățiorii mei, cum s-a pus acolo cu capul în partea aia, așa supărat. Ce ai pățit, băi, te-ai supărat? Tot o mai venit, s-o pus aici pe schimbător. Paste, atât, se urca pe aici, atât ăsta. Ce e, tati? Bun, mai avem încă o oră și 15 minute până acasă. Hai, mai un pic, mai rezistă. Mai reziști un pic, zi, mă. Mai reziști un pic. Hai, că tu ești campion, da? Mai rezisti un pic, da? Am venit acum până la Mega ca să luăm ceva mâncare pentru pisică, ceva mâncare umedă, pentru că am înțeles că acum cât timp este mică nu prea e bine să mănânce mâncare de asta uscată cum am luat eu, obiecte de astea uscate, ci că e mai bine să mănânce mâncare umedă, așa că o să mergem să cumpărăm niște mâncărică umedă pentru pici, tici, te faci tici, tici. Puneți în comentarii, băi, frățiorii mei, cei care aveți pisică, cum este, adică sfatul de-astea de om cu pisică, pentru că eu habar n-am. E prima oară când iau o pisică și habar n-am, nu prea știu cum funcționează. Și din câte am înțeles, pisicile n-au voie să bea lapte, că le strică, nu știu ce, la organism, habar n-am. Scrieți în comentarii dacă este adevărat. Trebuie să mă duc să-ți cumpăr de mâncare, o să te las aici, dar nu mult, 5 minute. 5 minute stai aici cu minte, da? Uite... uite că m-a luat de lăbuță, de mânuță. Ok. Bravo!
Revin imediat, bine? Fii cu minte, da? Bun, băi, frățiorii mei, am uitat aici în parcare la Mega și am luat o bordură să moară băieții mei, am zis că o iau acasă cu mine și m-am belit aici un pic janta, s-a dus și culoarea de pe ea, dar n-are nimic, băi, frățiorii mei, și uitați-vă la țiți, ce frumoasă stă aici, n-are nicio treabă, e cu minte, băi, ești cu minte, bravo. Bun, băi, frățiorii mei, am cumpărat aici la prințul nostru ceva chestii. Era mai multe acolo, dar am zis că dacă pisica asta de pe pungă e gri și el e gri, logică gen, am zis că e bună și asta. Am cumpărat aici cu pui frumos, cu somon, cu vită, cu ce vrea el, ești nebun la cap de nu-l răsfăț. Scapă copilașul meu. Hai să le băgăm frumos în pungă și să-i dăm drumul, băi, frățiorii mei, că mai avem o oră până acasă. Mai poți, Gică? Mai poți? Bun, băi, frățiorii mei, am ajuns și acasă într-un final. Băi, efectiv ne-au oprit și vecinii, toată lumea l-a oprit să se joace cu el. Acum, stai așa, te iau cu tăcu litiera. Nu-i voie să nu sari. Gata, băi, bine ai venit acasă, simte-te ca acasă, fă ce vrei tu, băi, gombotnic. Uitați-vă la el cât ești nebun. Faceți diferența dintre un papuc și el, că e mai mare papuc decât el. Așa, bun, de asta să fie casa ta. Băi, dar nu știu ce nume să-i pun. Bun, acum o să luăm toate nebuniile astea, o să facem litiera, o să punem nisipul în ea, așa, o să punem în baie și pe parcurs o să-i mai cumpărăm un pătuț, una alta, dar nu mă deranjează dacă ar dormi cu mine. Mă uitai să cum se plimbă pe aici, dezorientat. Prosopul ăsta cred că o să-ți placă, ți-e rău de tot. Ha? O să-ți placă, băi? Bun, despachetez și eu toate nebuniile astea și ne punem să facem litiera. Bun, băi, frățiorii mei, hai să vedem unde o să așezăm această litiera aici în baie. Cred că o să o punem exact aici, șai. Perfect. Vai, băi, Gobi. Hai să luăm și astea și astea. Au, lasă-mi, stai, băi. Mamă, dar ce e ăsta, băi? Bă, ăsta nu-i pom, ăsta nu-i nisip, e bun la cap. Nu știu ce e asta, dar nu simt. Îți ca și un fel de cristale? Habar n-am, nu știu ce. În fine, cred că funcționează și asta. Mama, cum a intrat praful ăsta în gură. Bun, cred că astea ca să nu miroase așa tare. Dar aici va face treburile prietenul nostru. Unde s-o ascunde? Ești nebun la cap? Alo? Dorel? Unde e, mă, nebunul ăsta? S-o băga după canapea? Ia, Cătăl! Ce faci, bă? Hai aici, hai un pic. Hai să sară ceva, hai să răbaia. Tuții, tuții, hai tuții, zici că ești drogat. Bravo! Păi îți dau și ții un pic de popică, da? Hai mă, că cu mine ai venit pe mașină, ești nebun? N-ai încredere încă în mine, o? Hai că nu-ți fac nimic! Aici! Stai, nebunule, că nu-ți fac nimic! Așa! Bun, am reușit să-l luăm. Uite, aici ai... o să faci tu... da? Da? Din câte am înțeles, pisicile știu exact că ele trebuie să se cace aici, adică chiar o scură să văd dacă chestia asta e adevărată. Dacă el acum vine aici frumos în baie, se cacă în asta, eu mă arunc de la balcon, e bun la cap. Astea nu știu exact dacă trebuie să le țin la frigider, adică nu știu, bănuiesc că da. Bun, cred că o să-i dăm prima dată o de-asta, un pateu de-asta micuț. Doamne, ce frumos s-a îmbalat, ești nebun, că mine să le mănânc eu, ești nebun la cap. Bă, dar mâncarea pentru pisici e așa mai elegantă, bă, mai așa mai sofisticată, ești nebun la cap. Hai să luăm și un bol frumos, să punem un bol și să-i dăm să pape. Deocamdată nu am niște boluri mai mici ca să-i pun de mâncare. În asta cred că o să-i pun apă și în asta o să-i pun mâncare, este mai micuț așa frumos. Bun, hai să vedem ce este aici. Cu pește, cu ton, cu alea, ești nebun la cap. Oh, shit, stai așa. Ar trebui să-i o tai feliuțe micuțe sau să o lasă așa? Oare poate să muște? Hai, dacă tot aici ai locul lui, se joacă cu masca și o găsi deja jucărie. Hai să vedem cum reacționează. Ții-ții! Iată ce mânci! Mântă tu acolo un... Hai, du-te acolo! Hai, mă, du-te și mănâncă! Hai, du-te acolo! Aici! 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 Ții-ții! Ții-ții! Bă!
Papa, mă, nebunule. Na, în fine, nu știu. Poate ar trebui să fac pastă sau habar n-am. Hai să-i punem și un pic de apă. Parcă trage acolo, că miroase bine, nu? Te spun și a pizza. Nu. Nu-ți băga unghia în aia. Cred că acolo o să fie ascunzătoarea lui, ha? Acolo o să te baricadezi tu singură. Hai mă, vină la mine, mă. Hai mă, n-ai încredere în mine, mă, că... Nu înțeleg de ce acum nu vrea să vină la mine sau nu vrea să ne jucăm, având în vedere că în mașină venea păstă mine, venea acolo păstă schimbător, venea păstă astea. Acum ai nevoie de timp să te acomodezi aici, ha? Hai mă, să te mângâi, că nu-ți fac nimic, nebunule. Chiar îți curioasă să vedem cât o să crească. Așa, mă, tată, mă, vezi că nu-ți fac nimic, ești nebun la cap. Din câte am înțeles, trebuie să-l și castrăm ca să fie mai liniștit, frumos, să nu aibă probleme de-astea. De-abia aștept să-i fac și un cont de Instagram, măi, frățiorii mei, dar scrieți în comentarii ce nume să îi pun. Iar numele cel mai șmecher, ăla îl vom alege. Acum este și el parte din familia noastră, băi, frățiorii mei. Trebuie să ne obișnim cu el și el cu noi, cu camera, cu astea. Dar o să-i facem și Instagram și o să fie cea mai șmecheră pisică. Și da, băi, frățiorii mei, cam atât a fost și cu vlogul acesta. Eu sper că v-a plăcut. Sunt foarte, foarte, foarte fericit că am o pisică în sfârșit. Mă simt bine, mă simt, nu știu, mă simt liniștit cumva. Parcă simt că e o jucărie anti-stres pentru mine. Trebuie să-i cumpărăm și jucării, bineînțeles, și de toate. Așa că, uitați să vă abonați, să dați un like dacă mai aveți episoade cu pisica. Cred că n-are un nume. Vă pup și eu iubesc și ne auzim în vlogul următor. Bye, bye!